Boala care a ucis sute de milioane de păsări în ultimii ani se extinde tot mai rapid în fermele din Uniunea Europeană. Gripa aviară continuă să stârnească îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la moartea păsărilor de curte. Potrivit Reuters, răspândirea sa la oameni și la alte specii de mamifere generează teamă că virusul ar putea declanșa o pandemie. Cu toate că gripa aviară nu a fost identificată la oameni sau la bovine în Uniunea Europeană, în SUA virusul s-a răspândit la aproape 400 de efective de lapte în 14 state, fiind depistat la 36 de persoane din aprilie până acum. 4 dintre persoanele infectate ar fi lucrat la o fermă comercială de ouă. Datele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală arată că între începutul sezonului migrator de la 1 august și sfârșitul săptămânii trecute, țările Uniunii Europene au raportat un total de 62 de focare de gripă aviară în fermele de păsări. În acest context, Ungaria a înregistrat de departe cel mai mare număr de focare de la începutul sezonului, în timp ce în Polonia, cel mai mare producător de păsări din UE, virusul a dus la sacrificarea a 1,8 milioane de păsări. În ceea ce privește situația epizootică din Republica Moldova, în perioada septembrie-octombrie curent, 32 de cazuri de gripă aviară au fost înregistrate în raioanele Nisporeni, Dondușeni și Jedineț.